Bine v-am regăsit, sunt Alexandra Vasile. Astăzi ne aflăm într-un loc plin de istorie. Alături de noi se află părintele Alexandru Gabriel Lupașcu. Ne aflăm la Murfatlar. Aici părintele slujește cu multă dragoste și înfăptuiește lucruri minunate. Dar despre toate acestea vom vorbi în cadrul unui interviu și vă mulțumim că ne-ați primit în casa Domnului, aici unde slujiți cu mare drag. Mulțumim, asemenea. Părinte Lupașcu, pentru început aș dori să aflăm de la dumneavoastră când și unde v-ați născut. M-am născut în orașul Petra Neamț, în anul 1994, în data de 3 februarie. Ați avut pe cineva din înaintași preoți? Nu, n-am avut pe absolut nimeni. De unde această chemare a sufletului dumneavoastră către preoție? Cum a pornit totul? Această chemare a pornit din faptul că părinții mei adoptivi m-au dus într-o zi la biserică, într-o zi de duminică, și mirosul de tămâie din biserică, acel miros puternic și frumusețea veșmintelor m-au atras. Și acest lucru a făcut ca eu, duminică de duminică, să merg la biserică și să fiu nelipsit. Și de acolo, ușor, ușor, am căpătat această dragoste către biserică și față de Dumnezeu. Care a fost prima dumneavoastră întâlnire cu Dumnezeu? Cum v-ați dat seama că aceasta este menirea și de ce tocmai Constanța? Da, într-adevăr, aceasta a fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu în biserică și în momentul când mi-am descoperit părinții. Părinții actuali care am, părinții adoptivi, nu părinții mei naturali. Și într-adevăr, acest lucru a făcut să meditez și să gândesc faptul că, într-adevăr, l-am descoperit pe Dumnezeu cu adevărat. Dumnezeu, atunci, într-adevăr, mi s-a descoperit. Când am descoperit părinții și părinții, oarecum, m-au îndreptat către biserică, nu cu forța, au făcut-o involuntar, dar m-au dus la biserică să cunosc și eu ce înseamnă credință, Dumnezeu, biserică, și iată că astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, un vis al meu de mic copil a fost realizat. Dorința asta puternică de a ajunge preot, după cum am și spus, Dumnezeu a lucrat foarte mult în viața mea, a mea personală, a familiei, și acest lucru m-a împins să fac acest lucru. Și, într-adevăr, Dumnezeu și-a spus cuvântul. Că am ajuns la Constanța, am ajuns datorită în alt preasfințitului părinte Teodosie, care este un arhipăstor blând, bun, rugător și îndemnat și de părintele meu diriginte din seminarul de la Petra Neamț să vin aici să fac studiile. Iată că am respectat tocmai cele spuse și astăzi mi s-a îndeplinit visul. Este necesar să adăugăm faptul că aici ați absolvit facultatea de teologie, da, cât și master. Da, la Constanța am făcut și facultatea și masterul și acum urmez școala doctorală de teologie. În ce an ați venit ca preot paroh în orașul Murfatlar și câți senoriași credincioși aveți în parohie? Aici am fost instalat anul trecut, în 2020, la 1 ianuarie. Am fost hirotonit în dreapta preoției în 2019, pe 29 decembrie. O bucurie mare a fost, pentru că am aflat în prima zi de Crăciun că pe data de 29 voi fi hirotonit preot și că voi fi pus preot și păstor în același timp în această parohie. Parohia noastră nu este una foarte mare, are undeva la 1700 de familii, dar printre aceștia se află și alte etnii religioase. Avem și turci, și marturi Iehova, și pentecostali, și baptiști, dar ceea ce contează este faptul că toți trăim în armonie. Și contează acest lucru foarte mult pentru noi, pentru oameni, pentru societate, să trăim în armonie. Cum v-a primit comunitatea și cum i-ați perceput în acel moment în care ați preluat parohia? Comunitatea, oarecum, la început, văzându-mă mai tânăr, oarecum, erau puțin, poate, gânditori la faptul că nu voi avea experiența necesară preoției, nu voi putea fi, poate, pe măsura așteptărilor lor, dar fiind faptul că în această parohie sunt preoți care au stat ani de-a lungul, cum este părintele Lupu Aurel, 37 de ani de slujire în această parohie, și această parohie a fost oarecum trecut așa, dacă îmi pot permite să spun, de preoți și nu au rămas, deci au venit câțiva ani, au stat și au plecat. Dar eu am venit cu gândul să rămân și să fac ceva pentru enoriași și pentru societatea în care locuiesc.
Cum vi se pare relația tinerilor din ziua de astăzi cu biserica? Vin în acest lăcaș de cult? Se roagă? Vă cer ajutorul? În general, acum vorbim de relația tinerilor cu biserica, este una mai, așa, mai depărtată. Datorită faptului că poate nici educația de acasă nu a contribuit foarte mult la acest lucru, dar eu ca și preot aici în Mufatlar mi-am propus să mă apropii foarte mult de tineri, mi-am propus să ies înaintea tinerilor și acest lucru ne îndeamnă și Biserica și Hristos și chiar Hristos spune, lăsați copiii să vină la mine, că acestora este împărăția cerurilor. Și acest lucru trebuie să-l fac și eu, să ies înaintea lor, să fiu mereu cu brațele deschise și să îi primim cu bucurie și să îi învățăm cele morale și cele religioase ale bisericii. Ce ne puteți spune despre acest an dificil? Ca păstor sufletesc în această parohie, ați reușit să faceți sărbătorile mai frumoase familiilor defavorizate și nu au fost puține. Le-ați oferit alimente, ați reușit să înființați corul noi ostași al lui Hristos, inițiați copiii în arta iconografiei. Ce alte proiecte benefice pregătiți pentru comunitate? Da, anul acesta a fost un an mai cu probleme din cauza pandemiei de COVID, dar Bunul Dumnezeu a avut grijă ca să ne inspire atât pe mine cât și pe cei cu care colaborez să înființăm acest cor de copii, noi ostași al lui Hristos. Termenul de noi ostași al lui Hristos l-am folosit tocmai pentru că dorim să organizăm o nouă armată a lui Hristos, pentru că bătrânii, ne gândim la ei că mâine poi mâine ne vor părăsi și bisericile se vor goli. Și automat bisericile trebuie umplute cu tineret. Ei sunt baza de mâine, ei sunt cei de mâine în care trebuie să ne punem speranța și nădejdea. Și automat trebuie să ieșim în întâmpinarea lor. Și acest lucru l-am făcut și eu și ceilalți care lucrează cu mine. De adevăr, pandemia nu prea ne-a dat voie să facem așa multe nici slujbe, nici activități, dar cu copiii, părinții și-au dat acordul să facem activități în această biserică. Ne-am chinuit sâmbătă de sâmbătă să facem activități. Părinții au semnat niște acorduri de colaborare cu noi și am continuat să facem activități. Pe lângă faptul că de Crăciun, de Paște și nu numai și pe lângă, am căutat cu acești copii să mergem să facem fapte bune, să învățăm ce este milostenia, să învățăm ce este binele. Și tocmai că am mers în fermele 1, 2, 3 și 4 din Mufatlar, unde am găsit familii defavorizate și am mers cu copiii, noi ostași al lui Hristos, și am pus fiecare în parte să dea cu mâna lui câte un dar celor defavorizați. Și automat, în acest lucru, am urmărit să iei cei care au, copiii care au, să vadă ce înseamnă altul să nu aibă. Și acest lucru, eu sper că l-au învățat copiii noi, copiii noștri, și își doresc să mai facă acest lucru în continuare. Și acest lucru îl vom face și îl vom continua să îl facem, atâta timp cât avem susținere și din exteriorul parohiei. Am avut colaborare și cu părintele Moroșan Cătălin de la parohia Sfântul Ștefan din Constanța, căruia îi mulțumesc, și avem în continuare proiecte de colaborare și cu o casă de copii din Constanța și proiectele sunt. Acum Dumnezeu să ne ajute să le ducem la îndeplinire. Planeta este aproape blocată de această mulimă, iar asta ni se întâmplă în plină epoca tehnologiei destul de avansat. Avem explicația parțială din punct de vedere al științei, dar din punct de vedere al credinței putem vorbi despre vreo explicație, Părintele Pașcu? Este o explicație. Într-adevăr, dacă considerăm că planeta este blocată, nu trebuie și noi ca și creștini să ne blocăm. Într-adevăr, pandemia oarecum a pus puțin stăpânire pe noi, a căutat puțin să ne sperie. Lumea, într-adevăr, a trecut printr-o panică foarte urâtă, dar noi, preoții, am căutat să ajutăm lumea să trecem peste această panică, am căutat să îi informăm și noi la fel despre cele necesare, despre pandemie, am căutat să scoatem frica din inimile lor, pentru că frica este dușmanul numărul unu al omului. Și acest lucru i-a făcut pe oameni să nu mai vină nici la biserică, de teama de a nu se îmbolnăvi. Dar, cu nădejde și cu speranță și cu rugăciune, i-a apropiat Dumnezeu din nou de biserică și sperăm să trecem și peste acest val de pandemie și peste oarecum
Este aceste vremuri grele, pentru că și Sfânta Carte ne spune că vom trăi vremuri apocaliptice și putem spune că vremurile deja au început. Dar, tot cu ajutorul Dumnezeu, vom trece peste aceste vremuri. Sunt oameni care, practic, s-au vindecat de COVID, dar sunt și oameni care au murit de COVID. Dar de ură, prejudecăți și indiferență față de aproapele nostru, cum putem să ne vindecăm? Putem vindeca cu rugăciune. Putem da răul la o parte, putem da invidia la o parte, dușmânia, dacă l-avem pe Dumnezeu cu noi. Atâta timp cât nu l-avem pe Dumnezeu cu noi, nu putem spune că nu putem urâ, nu putem vorbi de urât, atâta timp cât noi suntem departe de Dumnezeu. Cât ne apropiem de Dumnezeu, toate acestea dispar. Pentru că Dumnezeu este bunătate, este răbdare și ne învață să facem fapte bune, în niciun caz să ne urâm aproape. Ba din contra, atunci când cel în necaz este la suferință și noi trebuie să ne întristăm. Că atunci când cel care se bucură, trebuie să ne bucurăm și noi la fel pentru el, pentru bucuria lui. Trebuie să ne facem părtași la absolut tot și la absolut tot ce mișcă în jurul nostru. Trebuie să ne facem părtași atât la bucuria celui din jurul nostru, cât și la tristețea celui din jurul nostru. Nu să fie opus. De aceea, Bunul Dumnezeu ne îndeamnă la acest lucru, să fim buni unii cu alții și să ne iubim unii cu alții, ca într-un gând cu toții să mărturisim adevărul de credință. Ce lecție credeți că suntem puși să învățăm din această criză prin care trecem cu toți și care ne-a bulversat complet viețile? Simțiți o tendință mai acută de desacralizare a lumii? N-aș putea spune că este o desacralizare, aș putea spune că oarecum trebuie să ne aduc cu picioarele pe pământ, pentru că lumea deja trăia parcă haotic. Trăirea asta haotică, așa, fără Dumnezeu, fără a ști cine suntem noi ca indivizi, ne face să fim răi unii cu alții, ne face să uităm de noi înșine, ne face să uităm de cel în necaz, ne face să uităm de alte țări care, într-adevăr, au nevoie de ajutor, de alte popoare care, într-adevăr, suferă din cauza unor moli, foamete și alte atrocități. Și oarecum și trăirea asta haotică a noastră a adus și ne-a dus în acest prag al acestei crize și pandemie și frică și tot ce ne încarcă negativ. Dar căutăm să facem în așa fel atât noi ca și biserică, ca și preoți, ca și duhovnici, să îi întărim pe cei din jurul nostru, să îi încurajăm pe oameni să meargă mai departe și să învețe ceva din această pandemie, să fie o lecție de viață pentru ei și să, oarecum, să-și schimbe comportamentul, să fie mult mai atenți cu ei și cu cei din jurul lor. Ce le-ați spune celor care s-au pierdut sau sunt supărați pe Dumnezeu? Care ar fi calea spre întoarcere? N-aș crede că sunt oameni pierduți. Nimeni nu este pierdut. Atâta timp cât trăim pe acest pământ, cu siguranță nu suntem pierduți. Dacă Dumnezeu, într-adevăr, ne-ar fi pierdut și ar fi vrut Dumnezeu să ne piardă, nu mai eram astăzi cu niciunul. Faptul că vrem sau nu vrem să recunoaștem că Dumnezeu există, Dumnezeu acolo există undeva. Da? Nu putem spune că Dumnezeu nu există, nu putem spune că noi, totul este de la noi înșine. Nu este nimic de la noi înșine dacă Dumnezeu nu vrea. Totul se face cu voia lui Dumnezeu. Absolut totul. Celor care cred că fac de la sine însuși totul, nu pot să spun decât că rătăcesc. Și cei care nu rătăcesc sunt îndemnați și îndemnăm să-i ajute pe cei care rătăcesc. La fel ca și păstorul care își pierde din acele 100 de oi o oaie și pentru oaie este și o caută. Caută să o aducă în turn. Așa și noi trebuie să ieșim în întâmpinarea oii cele rătăcite și să o aducem înapoi în turmă și să ne bucurăm cu toții. Cât de dificil v-a fost să slujiți fără enoriași în biserică? Putem spune că a fost pentru mine, pentru prima dată, ca și preot, impactul de a sluji fără oameni în biserică a fost unul destul de puternic. Îl voi ține minte toată viața, pentru că și primul meu Paște a fost fără credincioși în biserică. Învierea, am cântat Hristos a înviat singur în biserică, împreună cu colegii.
Dar mult mai mare este bucuria când auzi 1000 de oameni cântând Hristos a înviat, când bucuria lor și bucuria învierii lui Hristos răsună în pieptul fiecărui român. A fost destul de dificil să nu auzi și să nu vezi bucuria din chipul omului care a postit, care și-a dorit să se spovedească și apoi să-L primească pe Hristos cel înviat. Biserica în care ne aflăm acum poartă amprenta peste 100 de ani de rugăciune. Este o biserică de referință a orașului Murfatlar, care a avut oarecum de suferit. Ne puteți spune ce s-a întâmplat cu turla bisericii? Da. Biserica în care vă aflați astăzi a fost fondată în anul 1903 și s-a sfințit în anul 1906 de către episcopul Georgescu Pimer, al Dunării de Jos, în anul 1906. Biserica a fost construită în amintirea războiului de independență, prin care Dobrogea revine la țara mamă. Biserica, în adevăr, a prins cele două războaie mondiale. În urma unui cutremur, în anul 1984, ne mărturisește Părintele Lupu că în urma unui cutremur, cupola bisericii a căzut în totalitate. Părintele a fost nevoit o iarnă întreagă să slujească cu o bucată de ciolofan pusă în turlă, dar frigul, intemperiile, ploaia care intrau înăuntru și-au spus cuvântul, pentru că biserica a avut de suferit. Pot spune la fel că și în timpul războaielor biserica a avut de suferit. Tabla bisericii, fiind toată din zinc, a fost ciuruită în timpul celor două războaie mondiale, iar vrednicul părinte Tobă Ioan, care era aici în biserică și care slujea aici, a schimbat în totalitate toată tabla de pe biserică. În timpul celor două războaie mondiale, oamenii satului care au mai rămas s-au ascuns de frică în biserică. Au intrat în biserică împreună cu familiile lor, cu copiii, cu animalele și ca drept mărturie astăzi că au stat în biserică, ne spun istoricii că icoanele a Maicii Domnului și a Mântuitorului și a Sfântului Ioan Nicolae au fost scrijelite de către copilași din joacă, fără să-și dea seama. Și astăzi ele stau ca mărturie în biserica noastră și ne spun acest lucru. Biserica este construită din piatră adusă din cariera din Adam Clisi. O parte din biserica noastră la fel a fost construită și din piatră de calcar adusă chiar de aici din orașul Murfatlar. Dar, cu siguranță, după cum ați văzut și dumneavoastră, biserica suferă datorită intemperiilor și datorită schimbărilor climatice. A început să se macine această piatră și să ușor în exterior să se rodeze. Și nu numai în exterior, ci și în interior, pictura a început ușor să cadă. Cu ajutorul Dumnezeu căutăm să facem tot ce este posibil pentru conservarea acestei biserici și să păstrăm vie această biserică. În prezent, biserica este introdusă pe lista monumentelor istorice. Vorbiți-ne despre restaurarea bisericii. Ce costuri ar implica operațiunea de salvare a monumentului istoric? Da, biserica a fost introdusă în monument, ca și monument istoric în anul 2004, prin decret dat de către Ministrul Cultelor. Noi am depus un dosar la Arhiepiscopie. Arhiepiscopia a anunțat că biserica va intra într-un program de reabilitare, asta ar însemnând să fie refăcută pictura în totalitate, acoperișul, curtea să fie reamenajată și clopotnița să fie la fel și ea refăcută. Costurile momentan nu știm unde se duc, pentru că Arhiepiscopia ne-a promis că toate costurile vor fi pe fonduri europene, cumva da, incluse pe fonduri europene și automat parohia nu va suporta niciun ban, totul va fi din fonduri europene. Așteptăm acum o echipă de experți să vină să analizeze de jur împrejur toată biserica, să vadă unde se duc costurile și apoi să depună dosarul la Ministerul Cultelor pentru a fi avizat și apoi, cu ajutorul Dumnezeu, să intre biserica în procesul de reabilitare. Cât credeți că vor dura aceste proceduri normale, firești, legale? Cu siguranță, undeva la 2-3 ani ne vom duce pe aceste cheltuieli și aceste reabilitări a bisericii.
Ce ne puteți spune despre pardoseala bisericii? Pardoseala bisericii, acum o lună de zile am descoperit-o, nu știam ce se află în biserică, sub covor, am ales să scoatem mocheta din biserică pentru faptul că mucegaiul din biserică era insuportabil, atât pentru noi, cât și pentru credincioși, și dând la o parte acea traversă, am descoperit acest mozaic care, după cum spun și localnicii, ar fi unic în țară și se păstrează la fel din anul 1903 cum a fost făcut. Nu s-a umblat la el, nu a fost scos, dar din contra se păstrează intact și are o frumusețe foarte rară. Am descoperit și două cruci pe pardosea, chiar aici în mijlocul stau eu și mai la intrare în biserică, și am ales să le acoperim tocmai pentru a nu le călca în picioare și pentru a nu defăima semnul Sfintei Cruci. Este postul Sfintei Mării. Sunt oamenii mai apropiați de Dumnezeu în perioada sărbătorilor sau aceasta e doar un clișeu religios? Nu. Oamenii chiar se apropie de Dumnezeu, oamenii chiar caută să lepe de toată grija cea lumească, caută să dea la o parte răutatea, caută să dea la o parte grijile vieții, caută să se apropie mai mult de Dumnezeu și de Maica Domnului, pentru că este un post închinat adormirii Maicii Domnului. Este o perioadă de post în care cu toții suntem chemați să ținem post, dar nu doar de mâncare, ci și de fapt. Să căutăm să fim mai buni, mai blânzi, mai iertători, mai puțin să vedem, mai puțin să auzim și să facem fapte bune. Ca preoparoh, ce puteți să ne spuneți nouă, credincioșilor ortodoxi și nu numai, despre acest post, despre hramul bisericii care urmează să fie sărbătorit pe 8 septembrie, în ziua nașterii Sfintei Mării? Despre post vă pot spune că îndemnul meu este ca toți credincioșii să participe la acest post, așa cum pot. Sunt conștient faptul că avem și oameni care nu pot posti. Oameni care din cauza unor boli, într-adevăr, nu pot posti. Dar Dumnezeu îi vede pe cei care nu pot posti și noi căutăm să îi apropiem de Hristos și să îl redăm pe Hristos oamenilor în fiecare, în toate cele patru posturi de peste an. Despre sărbătoarea hramului ce se apropie, putem spune că cu bucurie ne gândim la această sărbătoare. Putem spune că și noi renaștem odată cu fiecare sărbătoare a hramului. Este un moment de bucurie atât pentru noi, ca biserică, cât și pentru localnicii acestui oraș, dar fiind faptul că această biserică a fost prima construită în această localitate și se află chiar în centrul localității Murfatlar. În încheiere, ce le transmitești celor care nu au ajuns până în prezent la Biserica Nașterii Maicii Domnului din Murfatlar și să le spuneți prin ce se deosebește față de alte lăcașuri de cult? Pot spune celor care nu au ajuns încă în această biserică că nu vor regreta dacă vor ajunge aici. Se vor bucura atât de peisajul din exteriorul bisericii, cât și de intrarea spectaculoasă pe care o are această biserică, pentru că ați văzut că are patru coloane la intrare, se aseamănă cu stilul brâncovenesc și pe zona Dobrogei puține biserici făcute din piatră și tocmai și pictura și mozaicul sunt unice aici în Dobrogea. Și de aceea căutăm să invităm pe toți cei care doresc să viziteze atât orașul Murfatlar, cât și biserica, pentru că știm cu toții este monument istoric și ne bucurăm de acest lucru. Așadar, vă mulțumim pentru faptul că ați dorit să ne împărtășiți din toată experiența dumneavoastră, să ne aduceți în atenție din nou toate proiectele minunate pe care le faceți, pentru că aici faptele vorbesc, și pentru faptul că reușiți să mențineți această comunitate unită și special să vă aplecați oarecum atenția spre cei mici, care, așa cum spuneați, ei vor fi viitorii. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim și noi asemenea și vă mai așteptăm!